Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale va cheltui peste 100.000 de dolari pentru revizuirea studiului de fezabilitate al variantei ocolitoare a municipiului Bacău. Compania aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a încheiat la începutul acestui an un contract în valoare de peste 355.000 de lei cu o societate în vederea reactualizării principalilor indicatori prevăzuți în proiect. Potrivit informațiilor existente pe site-urile de achiziții publice, obiectul contractului încheiat cu CNADR îl reprezintă actualizarea studiului de fezabilitate al centurii, a proiectului tehnic, precum și a detaliilor de execuție. Concomitent, societatea se va ocupa și de pregătirea cererii de finanțare pe fonduri europene, guvernanții sperând să realizeze varianta ocolitoare a Bacăului cu bani obținuți de la Uniunea Europeană. Într-adevăr, dintre etapele premergătoare licitației lucrărilor variantei ocolitoare a Bacăului, face parte și această fază, revizuirea proiectului și a studiului de fezabilitate, motivat de faptul că până acum s-a lucrat pe un proiect și un studiu de fezabilitate din 2008, între timp, în teren, s-au produs anumite modificări, în sensul s-a construit, este posibil să necesite mici devieri în anumite zone, a apărut digul de la Săucești, care în 2008 nu era, motiv pentru care este strict necesară revizuirea acestui proiect. Lucrarea este scoasă la licitație de Compania Națională de Autostrăzi, este în curs de execuție și este o etapă premergătoare expropierilor și licitației de începere a lucrărilor, de execuție a lucrărilor. După revizuirea proiectului, când îl avem foarte clar, deci putem stabili acel coridor de expropiere, urmează expropierea propriu-zisă, în care un rol important va avea atât Prefectura Bacău ca o coordonare a lucrărilor, cât și Oficiul de Cadastru Bacău, Direcția Agricolă, Direcția Forestieră și nu în ultimul rând unitățile administrativ-teritoriale care urmează să traverseze această variantă ocolitoare, mai exact un număr de 8 comune din județul Bacău. La mijlocul lunii decembrie, prefectul Constantin Scripăț a organizat o întâlnire de lucru cu primarii comunelor ce vor fi tranzitate de varianta ocolitoare. Cu acest prilej, Scripăț a anunțat că reactualizarea documentației tehnice a șoselei de centură ar putea dura până la 3 luni. Ministerul Transporturilor intenționează să scoată un cost foarte scăzut al centurii. Proiectul vizează construirea unei variante ocolitoare de 30,8 km împărțită în 3 tronsoane. Costul estimat de minister se cifrează la 97 de milioane de euro. Din cei aproape 31 de km, 17 vor fi construiți în regim de autostradă.